ultimata ca și a lui Pam. Deci, e foarte, foarte bine îmbunătățesc. Bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars, dragi prieteni. Și astăzi vreau să încercăm un nou brawler. De aceea am făcut acest episod. A apărut mai nou într-un update de acum câteva minute sau... Da, de acum câteva minute, un nou brawler. De fapt, au trecut câteva ore de când brawlerul a apărut din pricina editării. Ignorați ce am zis, please. Și anume 8-bit. Nope. Pe care îl iei, după cum știți, de la 6.000 de trofee. Nope. Eu, cum nu am încă 6.000 de trofee și am doar 2.133, vom încerca doar acest brawler din curiozitate. Știu că l-am încercat încă o dată, este foarte blană, e foarte... Nope. Are ultimata ca și Pam și e foarte interesant. Haideți să vedeți despre ce brawler vorbesc și hai să-l încercăm. Acesta este, îi dăm un try și vedeți că brawlerul ăsta arată un robot destul de ciudat și îmi place foarte mult că Supercell mai nou se îmbunătățește brawl, vezi? Ultimata ca și a lui Pam. Deci, e foarte... Foarte bine îmbunătățesc ăștia jocul. Mai bine decât l-ar fi așa. Ok, am înțeles. Dar ăsta de 4.000 care... Da? Deci acest nucleu e foarte bun. Și uitați, aici avem ăsta. Dar ultimata se pare că nu omoară roboții. Nu știu de ce. Dar poate dacă joci, poate le dă kill și la aia. Hai să vedem, uitați. Ăsta e josul de mine, bine, o să ne ia ceva să-i dăm kill, dar... O să mi se încarce și mie armele, sau carele, practic, din astea. Și haideți să mai dăm și mai mult kill. Și aici mai ieșa un scuria kill, bine. Oh, da. Oh, da, suntem șmecheri. Suntem șmecheri rău. Că s-a mai rămas doar cu 62.000 viață de bun. Și ce să poate să rămână. Încă un pic, mai încărcăm un pic ultimata asta. Super interesant. Brawlerul sper să-l îmbunătățească curând. Așa. Și cât de repede de ăsta, deja am 34.000 de... XP aici, nu te cred. Ok, deci foarte interesant. Nu pot să cred că practic ăsta. Deci avem aici 15.000. Deci așa. Și 5.000. Am înțeles. Hai dăm o dată și gata. Bro, super tare. Le dăm la așa așa cu 1500.000. Le bagăm aici ultimata. A, deci chiar ultimata face față până la urmă. E ca ultimata lui Pam. Și Pam are ultimata din asta, însă nu mor. Și nu cu crani, ci cu plus. Efectiv cu plus. Uite cât de fain e brawlerul ăsta. Mi se pare un brawler excelent. Mai ales că Brawl Stars, decât să pună toate ticul ăla care nu e foarte bun, dar bine până mai repede brawlerul ăsta, că așa poate mai mulți youtuberi poate făcea mai multe trofee. Poate dacă îl puneau într-un trophy road mai mic, era mai ok pentru toată lumea. Știi? Și, na, mi se părea mai corect dacă îl punea la mai puține trofee. Așa nu mi se prea pare corect. Că dacă... Așa... Am băgat acolo ultimata. În caz că merge pe ultimata pe care am pus acolo, e am mort. Cam acesta a fost videoclipul de încercare.
Haideți să jucăm o mapă, pentru că mi-am zis că hai să jucăm și ceva pe lângă chestia asta. Haideți să jucăm, am rank 20 pe Colt, apropo, 505 trofee, ca frate. Jucăm mă niște solo showdown cu El Primo, însă, na, ne mai trebuie mult albine, am zis la început cu Frank, însă, na, am zis că e ok cu El Primo, cu El Primo poți face și team, că trebuie să să-l învârți ca să îi dai kill uneori, în unele momente, bineînțeles. Iar așa poți să faci team, e foarte interesant. Însă nu prea recomandate team-urile pe solo, dar eu fac team-uri ca să am multe trofee, doar sunt vânător de trofee, efectiv, pe Brawl Stars. Brawl Stars este un joc nu e un joc chiar neapărat un joc de acțiune, este un joc pentru plictisială, mai mult. Wow, acum o să-mi scad trofeele. Și v-am spus, mi-am spus 3 trofee. Mai facem o dată match, hai să alegem un alt brawler de data asta. Mai jucăm încă un match, hai să zicem noi așa, să mai umplem episodul ăsta, că nu poate să fie un episod scurt de tot. Să luăm un alt brawler, ce zicem, să o luăm pe Roza, o luăm pe Poco, pe Penny. Mai jucăm o cu Frank, să vedem cum este cu Frank, practic. Dacă vedeam mai... Frank este un... Este un tip care... Brawler care dă foarte bine. Ok. What? Uitați cum e Frank. Foarte interesant. L-a făcut. Și așa un brawler mai bun. S-a apărut un nou skin, apropo, pe Dynamite. Se numește Robo Mike, dacă n-ați văzut. Este un nou skin pe Dynamite. Vi-l arăt imediat pe foto. Un nou update-ul a apărut, practic. Bandita Shelly nu știu deja de o lună, nu pot să zic ce este vezi. Oh, nu, de ce? De ce mereu mor? Zero trofee. Dar ce brolă să alegem? Să dăm măcar un simplu loc, unul, ceva. Hai că luăm pe rank 20. Oh, Colti pe rank 20, sigur fac. Însă îmi trebuie mai multă concentrare de data asta. Pentru că ăsta este singurul meci pe care îl facem, vă arăt pe shop și închidem episodul. Că deja de 7 minute a început. Notificările nu le luați în nu le băgați în seamă. Nu știu cum se încarcă așa de greu. Dar să dau o pauză cât timp se încarcă. Că uite, nici măcar nu vrea practic meciul să se încarce. Vedeți? Nu se încarcă. Vreau să se încarce meciul ăsta. Nu pot să-l las așa. Ok, eu postat niște canale. V-am spus, nu luați în seamă notificările că apar ele, că am apăsat pe clopoțel la canalele alea, dacă nu știți. Uitați, nu se întâmplă nimic. Se încarcă pe degeaba. O să încerc să repornez Brawl Stars-ul și recontinuăm cu meciul, ok? Ok, am revenit, haideți să dăm din nou play și să începem. Acum merge. La început nu s-a încărcat deloc meciul. Deci trebuie să ne concentrăm, nu mai stăm și mai facem de mânteală meciul, ok? Deci trebuie să ne ascundem într-un loc unde nu iese sub gazul ăla. Pentru că dacă te prinde gazul, poți să mori, știi? Te scade cu 1000 viață. S-o creat chestia asta ca să mai complice jocul, că nu credeți că îl făceau mai simplu. Nu ne punem lângă chestiile astea, că s-ar putea să vine un rău din ăla și să ia power-urile, vedeți? Tot felul de răi găsesc aici pe Brawl Stars. Uitați. Deci, na, practic, trebuie să golim chestiile astea. Și acum ne băgăm în ascunzătoare, nu știu dacă este suficient de sigură pentru noi. S-ar putea să nu fie. Dar totuși, ne-am ascuns aici, așteptăm până când se face cel puțin Brawlers Left Showdown sau 4-3 ca așa, 3-4 ca așa. Dar să ne... nu avem probleme mari. Vedeți, ăștia nu ne observă. Nici Sheria nu ne-a observat, că dacă ne observam, imediat eram deja morți. Efectiv. Efectiv. Deci, să nu îmi spuneți că, vai de cap, nu știu ce.
Deci, până nu vine substanța aia toxică, că dacă, uitați, este aproape, deci mergem ca să ne scădem XP. Avem grijă că acolo cadă bestia, îi update pe Showdown. Oh, nu mi-o găsit! Nu! De ce? Măcar am câștigat și eu două trofee. Ok, mai facem un match cu un alt brawler sau ceva? Watch out, here I come. Știu că n-am făcut locul 1, însă măcar am câștigat niște trofee. Asta este important și am mai și scăzut. Cred că înțelegeți. Era problema că venea substanța aia toxică care putea să mă omoare și murea mult mai repede dacă vinea. Era mai târziu, știu că dacă venea substanța aia, însă, ca să nu am probleme când ies, m-am gândit să mă duc să-mi iau ascunzătoare și nu mi-am dat seama niciodată că s-ar putea ascunde unul roșu în zona aia, știți? Poate o să iau într-un episod locul 1, vom vedea. Hai să vedeți noul skin de pe shop. Acesta este, uitați cât de nice arată, însă îmi trebuie 300 de gemuri ca să-l iau pentru Dynamite, practic. Și a apărut și skinul ăsta mai nou pe shop, e super interesant, Hot Rock Brock. Ăsta, Maple Barley, uite cât de tare are sirop de arțar, super interesant. Ăsta vinde vafe. Și uitați, Bandita Shelly e un skin de acum o lună, deci nu pot să spun că e nou. E un skin de acum o lună, practic. Ce ziceți? Mai jucăm un match? Vreți să jucăm un match? Pentru că, dacă vreți, jucăm încă un match. Vreți? Cine vrea să jucăm un match? Ok, jucăm cu friend, dacă vreți. Încă un match. Mai bine jucăm duo sau solo. Hai solo, că, duo e prea simplu pentru noi. Prea simplu. Foarte simplu. Fugi, Fireball, nu mai ai mult și îți cazi viața, du-te, este pe riscul tău de îți iei mai mult power decât să fugi. Mă prinde ăsta oricum. Știi cât de nașpa e să te prindă? Zebrorus Left 6, chiar am înțeles. Deci trebuie să fim super atenți. Practic, what? Nu, de ce am dat power-ele la ea? Aveți grijă aici că na. Ok. Așa. Showdown, în sfârșit. Sper să iau și-o locul 1. Hai, regenerează-te, bro. Că na, Ia, boi. Haide, dă-i chisitul la carne. Haide, regenerează-te, ascunde-te undeva. Nu! Ce s-a părut? Nu! Acum am doar locul 2. Dar măcar am câștigat și eu niște trofee, mulțumesc Brawl Stars că mi-ai dat și mie niște trofee. Și așteptam chestia asta. Cam atât a fost cu acest episod, dați un like, un share și un subscribe. Ne vedem data viitoare, ați mulțumit. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high.